Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. 50.000 de persoane au fost testate de către fundația despre care vom vorbi în această seară, testate pentru hepatite, pentru hepatita B, C și pentru virusul HIV. Evident, nu într-un singur an, ci în aproape 10. Cifra înseamnă cam 1% din populația județului sau peste, dacă nu mă înșel. Am aflat informațiile chiar acum, înainte de emisiune. Discutăm despre acest lucru, discutăm și despre fundația Baylor Marea Neagră. Invitată în emisiunea noastră astăzi este directorul executiv al acestei fundații, Ana Maria Schweitzer. Bună seara, mulțumim că sunteți alături de noi. Bună seara și eu mulțumesc pentru oportunitatea de a împărtăși câte ceva despre munca noastră. Nu faceți numai acest lucru, numai testări, nu? Așa este, munca noastră este complexă. Facem tot ceea ce înseamnă prevenire, testare și tratament pentru boli infecțioase. Și când spun boli infecțioase, noi de-a lungul anilor ne-am specializat pe HIV și hepatite virale, dar lucrăm și în domeniul tuberculozei și al infecțiilor cu transmitere sexuală. De când lucrați? Centrul de excelență Baylor a fost deschis în 2001, așa încât în aprilie anul acesta vom sărbători peste 16 ani de muncă. Mult timp. De ce îi spuneți centrul de excelență? Modalitatea de a vă face singur reclamă? Este, de fapt, un titlu pe care ni l-a acordat Colegiul de Medicină Baylor din Houston, Statele Unite, pentru că munca noastră este compatibilă cu standardele lor de excelență. Adică oferim nu numai servicii medicale, dar și psihologice, asistență socială pacienților pe care noi îi îngrijim și avem această deprindere a muncii în echipă multidisciplinară, în așa fel încât la aceeași masă, când se stabilește planul de intervenție pentru un pacient, stau și medicul, și psihologul, și asistentul social, și persoana este privită în integralitatea nevoilor ei, nu doar ca un purtător de simptome, ci și ca o persoană care are diferite încercări emoționale și probleme sociale. Citeam undeva că sunteți afiliați unei companii din Statele Unite sau care este legătura dintre Fundația Baylor și Statele Unite ale Americii? Suntem afiliați Colegiului de Medicină Baylor, care lucrează în parteneriat cu Texas Children's Hospital. De la ei, de fapt, am învățat și învățăm în continuare să lucrăm. Cele mai multe dintre standardele noastre sunt de acolo. Și ne ajută foarte mult în a prelua o parte din bunele practici pe care le folosesc în Statele Unite. Lucrurile acestea au apărut pentru că exista la începutul anilor 90 o mare discrepanță între felul în care copiii cu HIV-SIDA din Constanța erau îngrijiți comparativ cu cei de la Houston. Și această lipsă de echitate medicală și socială până la urmă a putut fi depășită prin acest parteneriat, care a fost pornit de niște medici inimoși, de doctorul Mark Klein din Houston și de doamna doctor Rodica Mătușa din Constanța. Ce înseamnă discrepanță, dacă ne referim la începutul activității, discrepanță în ceea ce privește tratarea pacienților? În primul rând, era vorba de acces la tratament. Copiii cu HIV din Houston aveau acces la tratament și trăiau cu HIV-SIDA, iar copiii noștri nu aveau acces la tratament. Și mai mult decât atât, este vorba și de sprijinul de care avea nevoie familia, pentru că a fost extrem de greu pentru familiile copii cu HIV să accepte faptul că e posibil să-și piardă copiii, să înțeleagă ce înseamnă această boală, să le dezvolte diagnosticul. Deci acest proces de adaptare la a trăi cu HIV a fost foarte, foarte complicat și echipa noastră din România în acel moment a fost luată prin surprindere și nu știa pur și simplu ce anume, care este cea mai bună cale de acțiune. Și atunci acest parteneriat cu oameni care trecuseră deja prin acest proces a fost extrem de benefic pentru comunitatea noastră. Auzise lumea despre HIV atunci? Știa ce este sau priveau așa cu reticență, mirare, îngrijorare? Foarte puțin se știa. De fapt, nici nu prea se folosea HIV. Se vorbea despre SIDA. Atât SIDA, aproape, da? Da, aproape exclusiv și era echivalent cu condamnare la moarte. Acesta a fost și un motiv pentru care mulți părinți, de exemplu, nu și-au mai lăsat copiii la școală, pentru că în momentul în care au primit diagnosticul, se așteptau să-și piardă copiii și au considerat că nu mai este necesar.
Datorită progreselor din medicină și tratamentelor, astăzi nu mai vorbim despre HIV-SIDA ca fiind o boală mortală, ci o boală cronică care poate să fie controlată prin tratament. Este un lucru extraordinar pentru că în momentul de față a fi o persoană infectată cu HIV și a-ți lua corect tratamentul este echivalent cu a avea o speranță de viață aproape egală cu a unei persoane neinfectate. Însă în spate este un foarte mare efort. Este efortul de a înghiți tratamentul permanent și de a merge în mod regulat la medic pentru a verifica starea de sănătate. Însă aceste persoane în momentul de față, cei mai mulți dintre ei, dacă veți sta de vorbă cu ei, vor spune că nu se gândesc foarte mult la faptul că au acest virus. Sunt conștienți de faptul că tratamentul îi face mai puțin sau deloc infecțioși. Asta înseamnă că luându-și corect tratamentul nu transmit infecția partenerilor sau altor persoane. Și, de asemenea, un lucru extraordinar de important este acela că nu transmit infecția nici copiilor lor. Deci pot avea familii cu copii sănătoși, lucru care chiar există în comunitatea noastră. O traumă, probabil, pentru familiile care au aflat, mai ales atunci, acum 16 ani când au început, faptul că au copii infestați cu HIV. Da. A existat și există în continuare posibilitatea de profesionistă la nivelul Baylor pentru aceste familii? Da. Eu însă sunt psiholog și mi-am început activitatea în calitate de voluntar, psiholog voluntar care lucra cu familiile afectate de HIV-SIDA. Vă spun sincer că la început noi nu știam foarte bine cum se face consilierea psihologică și a trebuit să învățăm. Însă în momentul de față lucrurile sunt desțelenite și dacă o persoană este nou diagnosticată și vine la noi la centrul Baylor, este ajutată să treacă prin toate fazele presupuse de adaptarea la diagnostic. În momentul de față avem o echipă de 8 psihologi care lucrează cu persoanele cu boli infecțioase. La început eram eu și un asistent social. Și deja avem standarde de lucru, adică știm foarte bine ce avem de făcut, nu improvizăm și nu acționăm după cum ni se pare că ar fi corect. Ceea ce este un alt semn legat de ceea ce mă întrebați mai devreme, de ce suntem centru de excelență. Care este secretul? Ce le spune? Ce îi spune un psiholog părintelui care descoperă că are un copil infestat cu HIV? Evident că probabil că sunt multe etape și consilierea durează săptămâni, luni, poate ani, dar eu vreau să-mi spuneți într-un minut sau două care este secretul, cum poate să treacă cineva peste. Secretul este o speranță moderată și cinstită. Acesta spune că este. E important să existe onestitate, adică să fie comunicat diagnosticul, de exemplu, copiilor, să li se spună cinstit boala pe care o au, începând cu vârsta de 8-9 ani, să-și cunoască diagnosticul și atunci părintele trebuie să treacă prin fricile proprii legate de ce mă fac, cum îi spun, cu ce cuvinte, în ce situație, ce mă fac dacă spune la școală și așa mai departe. Studiile arată că dacă copilului se spune devreme despre boală, se adaptează mult mai bine decât dacă află, de exemplu, accidental la adolescență sau în situații necontrolate. Și vă mai spuneam de speranță moderată pentru că, așa cum v-am povestit, în momentul de față infecția cu HIV este controlată, dar nu poți garanta niciodată că nu există și deznodământ nefericit. Fiecare drum este diferit, fiecare drum este unic și atunci psihologul, asistentul social însoțește persoana pe aceste drumuri unice ale fiecărui pacient. Incidența cu HIV în România este mai mare decât în alte state din Europa și în Constanța, nu știu dacă există statistici. Păi vă pot spune din ceea ce am testat noi în ultimii 10 ani, prevalența, adică numărul persoanelor care există în momentul de față infectate cu HIV la noi în Dobrogea este de 0,3 conform testărilor pe care noi le-am făcut. E mult sau puțin? Este mult comparativ cu alte state europene, de exemplu în Europa de Vest prevalența este sub 0,1%.
Asta înseamnă că este o explicație logică, pentru că noi în Constanța am avut și avem în continuare un număr mare de persoane infectate cu HIV din cauza a ceea ce se numește accidentul epidemiologic al anilor 90, când s-a răspândit infecția cu HIV în rândul copiilor, fie din cauza unor practici medicale necontrolate, fie din cauza transfuziilor. Deci, revin, avem un număr mare de peste 1000 de persoane infectate cu HIV care trăiesc doar la noi în regiune și sigur că acest lucru crește destul de mult prevalența. Ce vă pot spune din punct de vedere comportamental este că am observat că, spre deosebire, de exemplu, de Europa de Est, de Vest, unde calea principală de transmitere a HIV este de la bărbați care fac sex cu bărbații sau pe calea drogurilor injectabile, în regiunea noastră rămâne calea principală de transmitere, calea sexuală heterosexuală, de sexul între bărbați și femei. Și acest lucru este important pentru că pentru noi, ca organizație, este un semnal de alarmă că trebuie în continuare făcută educație sexuală și în continuare comunicat în permanență despre căile de transmitere ale infecțiilor cu transmitere sexuală. Vorbesc aici de HIV, de hepatite și de alte infecții cu transmitere sexuală. Se înțelege acest fenomen când vorbiți cu oamenii, când încercați să faceți prevenție și dacă se înțelege, există diferențe între modul de înțelegere al acestui fenomen între mediul rural și urban în județul Constanța? Să știți că e o întrebare bună dacă se înțelege modul în care se transmit infecțiile. Există încă și nevoia de protecție. Există încă prejudecăți importante legate de folosirea prezervativului. De asemenea, există, din ce am observat noi, relații sexuale la vârstă mică. Ce înseamnă vârstă mică? Vârstă mică, adică în rândul adolescenților. Și știți că România, din păcate, are cel mai mare număr de sarcini la adolescente din Europa. Asta înseamnă că mame la 15 ani, da, vedem la știri. Relații incredibil. Sexuale la vârstă, la vârstă da, foarte la mică. Înseamnă și toate lucrurile astea se desfășoară și pe fundul unui tabu legat de a comunica în legătură cu educația sexuală. Se fac eforturi de către multe organizații neguvernamentale de ani de zile de a se introduce în curricula școlară teme legate de educația sexuală, întâmpinate cu foarte multă rezistență. Și, mă rog, timpurile ne arată că totuși e important să vorbim despre tema asta, pentru că sexul se întâmplă, fie că vorbim despre el, fie că nu. Cifrele, statisticile ne dovedesc acest lucru. Și legat de diferența dintre rural și urban... Bănuiesc că activitatea dumneavoastră nu se oprește la municipiul Constanța, știu că sunteți extinși și da, în Tulcea și în județ. Da, e adevărat. Avem o unitate mobilă, un laborator mobil care merge în zonele rurale. Am avut surprize legate de comportamentul sexual în zona rurală, în sensul în care numărul partenerilor de la cazurile reactive era foarte mare. Și atunci, sigur că revii la nevoia de educație, de informare, pe de o parte. Pe de altă parte, educația nu este suficientă, trebuie să existe acces rapid la testare și la mijloace de protecție, adică să fie ușor să poți să-ți procuri un prezervativ și foarte ușor să te testezi dacă ai un semn de întrebare. În momentul de față... Lucru se întâmplă probabil în mediul rural, nu știu. E adevărat. Nu? Trebuie să faci adică trebuie să știi că ai fost expus unui efort, unui risc, după aceea să faci efortul de a veni de la oraș unde este un centru de testare și apoi eventual să mai faci un drum pentru a afla rezultatul. Lucru care nu prea e la îndemână. Oamenii încă judecă riscul sexual după cât de curat este partenerul. Serios, așa se spune de multe ori, că e curată, e frumoasă sau e curat, e frumos. Da?
Și, din păcate, cele mai multe infecții cu transmitere sexuală nu au semne și simptome evidente. De cele mai multe ori sunt asimptomatice, nici cei care sunt infectați nu știu că sunt purtători. Când folosiți această caravană în mediul rural, vin oamenii sau trebuie să trageți de ei, ca să folosesc expresia? De obicei trebuie să apelăm la factori de decizie. Primărie, medicul de familie, cineva care să-i mobilizeze, pentru că nu există așa o dorință spontană de a-și afla diagnosticul, dar cu mobilizare și cu sensibilizare se întâmplă să fie cel puțin 45 de persoane la testare, ceea ce reprezintă cam numărul maxim pe care îl putem testa noi cu echipa pe care o avem într-o zi. 6.666 mi-au rămas în minte de teste realizate de către dumneavoastră anul trecut, nu? Sau merge spre 7.000? De obicei, da, atât a fost cifra oficială înregistrată. Peste 50.000 în ultimii 10 ani. Testăm în Constanța și în Tulcea. În acest moment unde se pot face testări? La Centrul de Excelență Baylor, în zona kilometrului 45, sau la Policlinică, la cabinetul 246, de la Policlinica de la Spitalul Județean. Toate testările sunt gratuite. Rezultatul este rapid, adică în 30, maxim 40 de minute. Și de asemenea sunt confidențiale, adică informațiile pe care noi le aflăm și le discutăm cu persoana respectivă la cabinet sunt confidențiale. Ce pot să spun este că atât testarea pentru HIV cât și cea pentru hepatite este însoțită de consiliere înainte și după testare, deși legea nu ne obligă să facem consiliere decât pentru HIV. Noi considerăm că este o oportunitate deosebită de a educa clienții noștri în legătură cu hepatitele. De ce ar avea nevoie o persoană de consiliere pentru hepatită? Nu pare o boală ieșită din comun? Nu este o boală care să te omoare imediat? De ce? Noi am făcut o evaluare în ultimul an și am rugat clienții care au participat la consiliere să completeze un chestionar și să ne spună dacă la sfârșitul consilierii consideră că au aflat mai multe lucruri relevante despre HIV față de ceea ce știau când au venit sau despre hepatită. Și am avut surpriza să vedem că este o diferență semnificativă statistic între HIV și hepatită în sensul hepatitei. Adică oamenii știu mai puține lucruri despre hepatită și la final spun că sunt foarte surprinși și că au aflat mai mult decât se așteptau. De ce? Pentru că hepatita B și hepatita C sunt încă puțin cunoscute. Oamenii de obicei cunosc informații despre boala mâinilor murdare, despre hepatita A și mai puțin despre aceste infecții care sunt extrem de complicate, într-adevăr evoluează lent, cum a spus dumneavoastră, 10, 15, 20 de ani, dar de cele mai multe ori evoluează asimptomatic și se află prea târziu netradată de starea de sănătate. Netradată poate fi o boală fatală, înțeleg, da? De cele mai multe ori, da. Adică se finalizează prin cancer hepatic sau ciroză, poate fi nevoie de transplant, ceea ce este un lux. Și mai mult decât atât, uneori este prea târziu pentru orice tip de tratament. Și atunci programul nostru asta urmărește. Cunoaștem cu toții faptul că au existat practici medicale de un anume tip înainte de anii 90. Mai mult decât atât, înainte de 92 nu se cunoștea faptul că există virusul hepatitei C. Pur și simplu nimeni nu știa că există. Și atunci dacă oricine a fost în sistemul medical, a primit transfuzii, intervenții chirurgicale înainte de 1992, este teoretic la risc de a fi fost expus pentru virusul hepatitei B sau C. Alte categorii de risc? Alte categorii de risc ar fi persoanele care au anumite comportamente sexuale, de exemplu bărbații care fac sex cu bărbați, și sigur persoanele care nu sunt vaccinate pentru hepatita B. Este în schimb obligatorie vaccinul pentru hepatita B? Acum este este oferit nou-născuților.
Însă persoanele care sunt de vârsta mea, de exemplu, nu au fost vaccinate la naștere și atunci trebuie să-și facă un titlu de anticorpi, trebuie să se vaccineze și apoi să-și verifice reacția imunitară. Dar este foarte important pentru că, practic, prin acest vaccin împotriva virusului hepatitei B, previi un cancer pe termen lung. Pe termen, da, De asemenea, sunt multe probleme pentru că virusul hepatitei B se transmite mult mai ușor pe cale sexuală decât al hepatitei C și dacă ești într-un cuplu în care partenerul este infectat cu B, vaccinarea pentru cel care nu este infectat este absolut esențială. Este importantă și noi povestim foarte mult clienților noștri despre importanța vaccinării. Acum e un pic frustrant pentru că le povestim despre importanța vaccinării, dar nu își pot procura vaccinul pentru hepatită B, că de nu există pe piață, nu mai există pe piață ceva luni da. Bune. Da? Da, se poate vaccina oricine, la orice vârstă? Da, atâta timp cât nu a fost vaccinat anterior și cât rezultatele de la testul pentru hepatită sunt negative. Dar în momentul de față nu este un tip de vaccin care să fie decontat sau inclus în pachetul de contat de casa de asigurări. Cam cât costă? Sau cam cât costa era, când se găsea pe piață? Da, era 60 de lei doza și trebuie făcute 3 doze. 3 doze, 180 de lei. Da, pentru unele persoane este o barieră. În funcție de situație, uneori Fundația Baylor a oferit aceste vaccinări persoanelor care nu aveau venituri. Și în felul ăsta sperăm, contribuim la a reduce impactul bolilor infecțioase în comunitatea noastră. Dar numai pentru hepatita B, acest vaccin, hepatita C? Hepatita C nu are vaccin, în schimb, hepatita C are un tratament foarte eficient. Mai nou, înțeleg, un tratament destul de nou. Da, toată lumea a auzit de interferonul acela care... Înțeleg că e groaznic. Este eficient în cam în 60% din cazuri, dar destul greu. Destul de puternice. Da, greu. Este în continuare în schema de tratament interferonul și prescrisă pacienților care nu sunt eligibili în momentul de față pentru tratamentul acesta mai nou, mai modern. Dar tratamentul modern cu antiretrovirale care acționează direct este scurt, de scurtă durată, cam până la 3 luni, rată de vindecare foarte mare, 98-99%, dar greu accesibil. Din nou, iarăși o problemă de sistem foarte mare, greu accesibil. Se decontează, înțeleg, prin casă, dacă se decontează, dar da, până ajunge da, acolo drumul. Și încă se lucrează la a se crea un sistem fluent, în așa fel încât oamenii să nu mai aștepte. Pentru multe persoane care au grad de fibroză hepatică avansat, fiecare lună contează și e important să aibă acces rapid la tratament. Veștile sunt că vor fi în perioada următoare speranțe pentru pacienți să aibă acces la acest tratament care salvează vieți la propriu. Prevenția salvează mai repede vieți și mult mai ieftin ce faceți, da, de exemplu, adevărat, dumneavoastră. Dar am o întrebare, o nălămurire aici. Știu din experiență personală că aceste teste, așa cum spuneați, durează puțin. Da? Rezultatul se dă în 30 de minute. Să vă spun ceva, probabil că știți. Atunci când te duci într-o policlinică, într-un spital, doctorul se va uita la rezultatul dumneavoastră de la Baylor și vă spune, mai du-te și mai fă o dată testele la noi în laborator. Da? Un test... nu un test rapid, da? Un test care să-i convingă pe ei că totul este în regulă. Probabil că ați auzit și dumneavoastră. De ce? De ce unii doctori nu au încredere 100% în ce faceți dumneavoastră? De fapt, nu ține de ce facem noi, ci de testele folosite. Noi folosim teste de screening, așa se numesc. Testele de screening, screening în engleză înseamnă CUR. Da? Iei o populație mare și o treci prin CUR și obții niște rezultate. Aceste teste au și avantaje și dezavantaje. Avantajul ține, în primul rând, de cost și de rapiditate, adică ai posibilitatea să testezi un număr foarte mare de persoane într-un timp scurt. Comparativ, presupun că testul pe care l-ați făcut dumneavoastră a necesitat un timp rând, de procesare. În primul rând a costat, da, nu este de contat de casă. În al doilea rând, da, a durat câteva zile bune. Nu știu să vă spun, dar câteva zile bune. Și una dintre bariere este faptul că foarte mulți oameni nu vin înapoi să-și afle rezultatul. Se pierde
Deci există această... Aia nu pot să cred. Dacă da. Te duci și plătești, e o sumă frumușică, te duci plătești. Da. Cele din urmă ajungi. Deci este un avantaj în faptul că afli rapiditatea un rezultat aceasta. Imediat. Practic, 100% între oamenii care vin la testare și află starea de sănătate. Ce este important de subliniat este că testul de screening nu este un test de diagnostic, ci este exact ce spun, un test de screening. El ne arată, are rate foarte bune, este aprobat de Organizația Mondială a Sănătății și are rate foarte bune de confirmare, adică 99,9% dintre rezultatele obținute de aceste teste sunt confirmate. Aceasta nu înseamnă că nu există și fals pozitive sau fals negative. Și noi monitorizăm în permanență rezultatele pe care le obținem, adică de câte ori ni s-a întâmplat să avem un test care arăta că este pozitiv și persoana ulterior să nu fie confirmată sau invers. Urmărim aceste informații. Nu știu dacă puteți urmăriți toate aceste informații. Dacă ați avut 50.000 de oameni, bănuiesc că nu toți vin să vă spună că testul a fost fals pozitiv sau negativ. Păi nu vin ei. Noi trebuie să îi urmărim în continuare pentru confirmare, pentru că dacă rezultatul este reactiv, nu trimitem persoana la plimbare și spunem du-te cu rezultatul ăsta și descurcă-te în sistem, ci dimpotrivă ne asigurăm că ajunge la confirmare și că se face testul suplimentar, cel pe care l-ați plătit dumneavoastră. Și dacă testul se confirmă, atunci înseamnă că este pozitiv. Dacă nu se confirmă, înseamnă că este ceea ce am spus eu, un fals pozitiv. Și înregistrăm aceste rezultate. Procentele de fals pozitive sau fals negative sunt foarte mici comparativ cu cele care se confirmă. Și atunci, din punct de vedere al sănătății publice și al eficienței, este un program care are sens în forma aceasta. De asemenea, trebuie luat în considerare factorul de risc, pentru că să spunem că dacă dumneavoastră știți că n-ați avut factor de risc în ultimele 6-12 luni, n-are sens să plătiți foarte mult pentru teste foarte sofisticate și un test de screening să fie suficient. Deci decizia trebuie luată puțin gândită în context, dar dacă ați fost, de exemplu, sunteți asistent medical și ați avut o înțepătură accidentală la locul de muncă cu sânge despre care nu se știe că era infectat sau nu, atunci are sens un test mai sofisticat. Am înțeles. Deci trebuie gândit un pic. Aș vrea să vă spun ceva. Într-o emisiune are sens să luăm din când în când o pauză de publicitate, da? Luăm publicitate și revenim. Bun, am revenit. Discutam despre testările acestea gratuite, despre cele 6.666 de testări din anul trecut, toate gratuite. Cum se finanțează Fundația Baylor? Majoritatea fondurilor noastre sunt mobilizate de noi din finanțări internaționale, din Statele Unite în mod special. Și o mică parte din finanțare vine de la companii locale, companii care funcționează în România sau de la persoane fizice. Nu avem niciun fel de finanțare obținută pe alte căi, adică sprijin de la stat sau un alt fel nu există. Ce înseamnă mobilizare din Statele Unite? Că mobilizare sună... de resurse, da, e un jargon ONG-istic. Adică pur și simplu scriem proiecte și obținem finanțări. Și văd Soros bani. E la modă Soros. Da, Soros este specializat pe democrație și drepturile omului. Noi lucrăm pe sănătate. Deci nu pe HIV și pe și e hepatite. Cu totul altă cale. De aceea v-am povestit de Spitalul de Copii din Statele Unite și companii farmaceutice care ne ajută. Am înțeles. La nivel local există receptivitate în a finanța o astfel de activitate sau e greu? Ca în orice domeniu să găsiți fonduri. Este o receptivitate care se formează treptat. Trebuie să recunosc că activitățile filantropice nu sunt prea în reflexul cetățeanului român, însă de-a lungul timpului încet încet observăm totuși o creștere a interesului și a încrederii oamenilor în munca pe care noi o facem. De aceea folosim și mecanismul de 2% și mecanismul de 20% pentru firme, care chiar dacă nu generează sume mari, ne permite să includem întotdeauna la testare oamenii care vin peste programări, pentru că noi de obicei obținem o finanțare, să spunem, anul acesta. Finanțarea pe care am obținut-o în Statele Unite ne permite testarea a 5.500 de persoane.
Anul trecut am testat 6.500, e posibil și anul ăsta să ajungem tot spre 6.000-7.000. Și banii aceștia pe care noi îi primim prin 2%, prin formularele 230 sau prin 20% impozit pe profit de la firme, ne ajută să deschidem ușa pentru o persoană în plus. Haideți să explicăm ce înseamnă 2% și 20%, să intrăm în puține detalii. Noi am mai vorbit aici în emisiune de câteva ori despre acest lucru, nu strică să știe lumea din nou. 2% înseamnă că eu iau un formular, da, pe care cred că pot să-l printez și de pe site-ul ANAF și îl completez. Da, de pe site-ul ANAF sau de pe site-ul Baylor.ro sau de pe site-ul oricărei organizații pe care dorim să o susținem. Principala condiție este ca în anul anterior să fi avut venituri, de exemplu salarizare, și din impozitul care oricum se duce la stat, 2% este reorientat către o organizație de non-profit. Da. De exemplu, la un salariu de socotisem noi, sper că țin bine minte, de 1500 de lei către o 2% e în jur de 10-15 lei. Deci suma nu este foarte mare, dar contează. Firmele pot pot dărui 20%, da? Din profit, înțeleg. Tot din impozitul pe profit. La fel, există un formular special pe care contabilul sigur îl cunoaște și e nevoie de acest efort minim de a completa formularul și a-l depune la ANAF cu datele organizației care se găsesc întotdeauna pe site. Contează foarte mult aceste aspecte. Din păcate, noi ca organizație nu prea reușim să știm exact câte formulare de 2% se strâng și cine sunt oamenii care ne ajută întotdeauna, fiindcă nu există încă multă transparență. Să știi că organizația X a primit, 1000 de formulare de la următoarele persoane. Nu avem cum să spunem mulțumesc cuiva decât așa, generic, un mulțumesc generic. Sunt convins că sistemul ANAF se va informatiza în asemenea măsură încât vom ști la un moment dat cine a donat. Ar fi interesant, da, de știut, de făcut un fel de statistică. Anul trecut, nu știți câte persoane, câți bani s-au strâns din astfel de donații? Știu că au fost în jur de 8-10 mii de euro care s-au strâns. Pentru, avem suma totală, pentru că asta putem să aflăm. Și, repet, sunt bani care ne ajută să completăm toată munca pe care noi o facem. Am înțeles. În finalul emisiunii vorbim despre oamenii pe care aveți la Baylor și despre ce veți face în 2017. Înțeleg că vă bazați și pe voluntari. Aveți și medici sau numai voluntari? Cine sunt cei care lucrează la Baylor? În momentul de față avem 46 de angajați care sunt medici specialiști, psihologi, asistenți sociali și oameni specializați pe programe, pe scriere de proiecte, PR și așa mai departe. Specialiștii sunt foarte diferiți pentru că facem și servicii pediatrice și stomatologie și ginecologie și pneumologie. E o listă lungă de servicii. Stomatologie? Stomatologie dedicată persoanelor seropozitive. Persoanele, da? Cu HIV. Da. Nu sunt primite în cabinetele stomatologice sau sunt reticenți medici stomatologi? Sunt două aspecte. Odată este cel legat de acces, adică pe de o parte, o parte din medici restricționează accesul sau dacă nu le spun pacienților că nu îi primesc, îi programează întotdeauna ultimii sau îi discriminează într-un anume fel. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, există riscul ca din cauza fricii de a fi respins să nu se dezvolue diagnosticul. Și atunci, pentru a nu exista aceste riscuri și tensiuni în comunitatea noastră, noi avem acest cabinet stomatologic dedicat persoanelor seropozitive, unde au acces gratuit la servicii de calitate. Am obținut anul trecut, cu ajutorul unei companii din România, finanțare și avem echipament foarte modern, inclusiv dentistul nostru este de-a dreptul încântat că are microscop electronic și niște echipamente care permit să lucreze fără să anestezieze copiii și, mă rog, scade mult frica de dentist, da, care săracul lucru, este da. Anatemizat întotdeauna. Și se muncește foarte din greu pentru că persoanele seropozitive, până să avem acest cabinet în ultimii ani, așa cum este dotat acum, nu prea au dat atenție sănătății orale,
Pe de altă parte, boala în sine afectează altfel dantura, e mult mai îmbătrânită decât ar trebui să fie și atunci e nevoie de astfel de servicii. Aveți și voluntari? Avem voluntari, un anume tip de voluntar, adică tineri liceeni care fac parte dintr-un proiect foarte haios, se numește Pompierul Zahăr Ars și este un proiect cu teatru de păpuși, un teatru de păpuși de 30 de minute destinat copiilor de grădiniță, prin care încercăm să învățăm pe aceștia cum să nu se expună, să nu ajungă în situații când există risc de a avea o boală infecțioasă. Și învață ABC-ul legat de cum să respecti niște reguli de bază, de igienă și de a nu pune mâna pe sângele altei persoane și așa mai departe. Acum mă scuzați, dar în grădiniță sunt dese cazurile în care e sânge pe jos și copiii tind să pună mâna în el? Știți, există teama, mai ales când copiii se mai bat sau se mai mușcă. Au existat adevărate cazuri de isterie cu părinți care s-au speriat pentru că copilul lor fusese mușcat de un copil seropozitiv. Riscul de transmitere e o problemă aici. Este foarte mic, aproape inexistent, însă este important. Și de asemenea, dacă sunt accidente, loviri, sânge și așa mai departe, copiii trebuie să știe să nu pună mâna, deși poate uneori instinctul este să vrei să-ți ajut colegul, prietenul, să nu pună mâna direct, fără o protecție, pe sângele altei persoane. Am câte spectacole anul trecut, de exemplu? Anul trecut voluntarii s-au dus în 40 de centre. Suntem foarte mândri de ei pentru că sunt foarte independenți. Singuri organizează tot, inclusiv deplasarea. Și la final e foarte drăguț pentru că păpușile vin din spatele cortinei și se amestecă cu copiii. Noi am rămas foarte surprinși pentru că ne-am gândit că o să fie un moment care sparge vraja, când vezi că de fapt păpușa are un păpușar care o mânuiește, dar copiii de grădiniță sunt atât de absorbiți de păpușă încât în continuare nu văd păpușarul și în continuare sunt numai cu ochii după păpuși. Așa că e un proiect foarte, foarte interesant. Drăguț. Va continua și în 2017? Da. Va fi în al patrulea an de desfășurare. Nu v-am spus că scenariul a fost scris chiar de voluntari. Deci totul este făcut de ei. Noi ca organizație nu le-am dat decât un cadru în care să-și pună în practică ideile și a fost ceva viabil. Da, ceva inedit, cu siguranță. Deci continuă în 2017 activitatea Fundației Baylor. În 2017 pe ce coordonate va evolua? Pot să vă spun că anul trecut noi am extins centrul de excelență cu un nou etaj, am construit un nou etaj în așa fel încât să putem să includem mai multe servicii destinate pacienților cu hepatite. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că încercăm să replicăm modelul de îngrijire pe care l-am dezvoltat pentru HIV și pentru pacienții cu hepatită. Exact la fel, cu aceleași principii de îngrijire, de navigare, adică de a însoți pacientul pe drumul prin sistemul sanitar, în așa fel încât să nu se piardă, să nu fie foarte greu și cu multă susținere pentru modificări legate de stilul de viață, pentru că la persoanele cu hepatită stilul de viață trebuie puțin modificat și nu e întotdeauna la îndemână să știi cum să o faci, când să o faci și cum să fie în siguranță. Și probabil cum să te ții de acest stil de viață, că cred că asta e una dintre principalele probleme. Și cum să eviți exagerările? Știți că acum te uiți peste tot, toată lumea vorbește de ghimbir, de curcumină, de tot felul de tratamente exagerate. Cum să faci în așa fel încât să fii undeva la mijloc și să iei în seamă informațiile științifice de actualitate, în așa fel încât să nu exagerezi și să folosești la maxim resursele care există. Fac rău sau sunt inofensive astfel de știri? Nu știu, cum poți scăpa de cancer, de hepatită în două zile, tratamente naturiste și așa mai departe? Le vedem peste tot, în ziare, pe internet. Eu vă pot spune că hepatita B și hepatita C sunt produse de niște virusuri, iar acele virusuri nu sunt distruse de suplimente nutriționale, ci doar de niște agenți antivirali, care trebuie să aibă o anumită formă, așa cum o cheie intră într-o broască și o deschide doar acea broască. Exact acesta este principiul.
Toate celelalte lucruri pot să aducă beneficii legate de nutriție, dar nu beneficii legate de a ucide aceste virusuri. În curiozitate, în ultimele 30 de secunde, ați cerut sprijin, ajutor vreodată, poate punctual, autorităților locale și județene și nu l-ați obținut? Sau vă finanțați singuri și mergeți înainte așa? Ne finanțăm singuri și am colaborat de-a lungul timpului pe diferite activități publice desfășurate pentru comunitatea constanțeană. Mulțumesc frumos! 2%, 20%, da? Să reamintim oamenilor la final. Cine vrea, datele se găsesc pe site-ul dumneavoastră, înțeleg, da? Baylor.ro. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru toate informațiile acordate și sper să depășiți cifra de 6666 în acest an. Încă o dată mulțumesc! Mulțumesc. Seară bună și dumneavoastră, mulțumesc că v-ați uitat. Rămâneți cu bine!